Bună ziua, sunt Ion Armeanu și bine ați venit la o cafea cu prietenii. Dacă vă place postarea, aș aprecia mult dacă ați distribui. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați. M-am gândit să vorbim astăzi despre faptul că în acest moment trebuie să facem față la mult prea multe alegeri. De ce? Pentru că ceva atât de important ca identitatea noastră a devenit acum, în mod paradoxal, o problemă de alegere căci noi nu mai moștenim o identitate, ci avem posibilitatea de a o inventa. Și putem să ne reinventăm oricât de des avem chef. Și asta înseamnă că în fiecare zi când te trezești, poți să hotărăști ce fel de persoană vrei să fii. Cu tot respectul pentru căsătorie și familie, a existat o epocă în care presupunea, presupunerea de la care pornea aproape oricine era că trebuie să te căsătorești cât mai devreme, și apoi să încep să ai copii cât mai repede. Singura opțiune era cu cine. Nici asta întotdeauna. Nu când anume și nici ce vei face după aceea. În zilele noastre, totul ne este foarte la îndemână. De exemplu, eu predau unor studenți incredibil de inteligenți și le dau de lucru cam cu 80% mai puțin decât obișnuiam și am pretenții de la ei cu cam cu 80% mai puțin decât aveau profesorii noștri. Și asta nu pentru că ar fi mai puțin deștepți și nu pentru că ar fi mai puțin harnici, ci pentru că au mult prea multe opțiuni. Sunt preocupați cu tot felul de întrebări și decizii, majoritatea lipsite de importanță, atât pentru prezent cât mai ales pentru viitor. Suntem puși în fața unor întrebări. De ce va spune președintele? Da, premierul da, nu știu ce ministru, ar trebui să mă căsătoresc sau nu, ar trebui întâi să am copii sau carieră, să merg la club sau la discotecă, la ce mol să mergem astăzi, să mă uit la televizor, la știri sau la un film, ce modificări va suferi legea educației, ce produs de slăbit să aleg, care smartphone este mai în trend, să-l cumpăr sau să mai aștept, etc., 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 toți cunoașteți acest tip de întrebări care ne asaltează în fiecare zi. Toate acestea sunt întrebări care te ocupă și te consumă. Și fiecare dintre noi va trebui să răspundă la aceste întrebări, de regulă, într-o ordine haotică, lipsită practic de orice logică, dar care are sens emoțional. Indiferent dacă asta înseamnă să nu ne facem toate temele, toate obligațiile pe care le avem, sau, cum ar fi pentru studenții mei să nu iau o notă bună la cursurile mele. Ei bine, presiunea este uriașă și practic ne secătuiește pe toți de energie. Incredibila libertate de a alege pe care o avem în legătură cu toate aspectele vieții noastre introduce în viețile fiecăruia dintre noi o varietate imensă de situații în care trebuie să luăm decizii, iarăși, iarăși, iarăși. Să folosesc această oportunitate sau nu? Mai bine să mai aștept. Să citesc această carte sau să merg pe internet, să mă specializez pentru actualul serviciu sau să optez pentru dezvoltare personală. Mergem în parc să ne relaxăm, de exemplu, și avem cu noi, bineînțeles, mobilul într-un buzunar, eventual și un laptop pe care îl cărăm cu noi. Și chiar dacă toate sunt închise, în fiecare minut în care ne uităm la natura minunată de inginer, ne întrebăm. Oare n-ar trebui să răspund la acest apel? Poate a venit un mail la care trebuie să răspund, să dau un SMS. Ar trebui să scriu ciorna unei scrisori. Aș vrea să încep o postare pe blog. Nu fi venit cumva vreun mail sau vreo notificare? Hai să verific telefonul. Și chiar dacă răspunsul la această întrebare este nu, este sigur că experiența contactului cu natura va fi foarte diferită față de cum ar fi fost fără ele. În plus, ce marcă de iaurt să cumpăr, ce bluză, care tricou, ce cafetieră, ce mașină, ce canapea și așa mai departe. Astfel, viața noastră este ocupată într-o măsură din ce în ce mai mare cu luarea de decizii. Mai mari sau mai mici? Și întrebarea este, asta e bine sau e rău? Și o altă întrebare fundamentală este, Până unde rezistă ființa umană acestui asalt de decizii? Ei bine, toate aceste alegeri au câteva efecte negative majore asupra oamenilor. Unul din efectele negative, în mod paradoxal, este că produce paralizie mai degrabă decât eliberare. Cu atât de multe opțiuni din care pot alege, oamenilor li se pare foarte dificil să opteze pentru ceva. Apare incapacitatea de a lua decizii, amânarea deciziilor, sau a trecerii la acțiune. Luarea unei decizii, indiferent de importanța ei, necesită un consum de resurse emoționale și fizice. Așadar, încremenirea este o consecință a faptului că ai prea multe opțiuni. Chiar vrei să iei decizia cea mai bună în toate situațiile? Nu vrei să, sigur că nu vrei să alegi greșit banca, compania la care lucrezi, soțul sau soția, sau sosul pentru salate, sau marca de cafea. Al doilea efect este că, și dacă reușim să depășim starea de încremenire și să facem o alegere, până la urmă vom fi mai puțin satisfăcuți cu rezultatul alegerii decât am fi fost dacă aveam mai puține opțiuni dintre care să alegem. Și sunt câteva motive pentru asta. Unul dintre ele este că, având o grămadă de sosuri pentru salată dintre care să alegi, dacă cumperi unul, încep să te întrebi. Dacă totuși nu este cel mai bun, dacă totuși nu este perfect, este ușor să-ți imaginezi că ai fi putut face o altă afacere, o, o altă alegere, care poate ar fi fost mai bună. Și ce se întâmplă este că alternativa pe care ți-o imaginezi îți induce regrete față de alegerea pe care deja ai făcut-o. Poate vi se pare minor, dar nu e așa, pentru că asta a însemnat un consum emoțional. Și aceste regrete scad din satisfacția pe care o obții de pe urma alegerii făcute, chiar dacă aceasta a fost o decizie bună. Cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât e mai ușor să regreți ceva care este dezamăgitor în legătură cu opțiunea pe care ai ales -o. Așadar, cresc stresul și frustrarea. Un alt efect este ceea ce economiștii numesc cost de oportunitate, adică faptul că modul în care evaluăm lucrurile depinde de cu ce le comparăm. Atunci când sunt o multi, multitudine de alternative de luate în considerare, este ușor să-ți imaginezi caracteristicile atrăgătoare ale alternativelor pe care le respingi și asta te face mai puțin satisfăcut de alternativa pe care ai ales-o. Trăim într-o lume care a adus multe probleme artificiale, de fapt la problemele reale naturale. Alt efect este dificultatea de a fixa corect prioritățile după importanță. Lucru fundamental în viața oricărei persoane. Toate acestea duc la uriașe pierderi de timp, de resurse, de energie, de bani. Există oare soluții? Desigur că există soluții, dar le vom discuta într-o altă postare. Sigur că idei și oportunități sunt multe și le putem discuta. Proiectul nostru poate fi una dintre ele. Dacă ai vreo sugestie sau doar vrei să vorbim, aștept comentarii sau mesaj. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul sau, și mai bine, că am putut fi de folos. Mult succes și să auzim numai de bine! Dacă v-a plăcut, nu uitați să distribuiți. Pentru a fi la curent cu noutățile, nu uitați să vă abonați.